Bun găsit! Vrem să slăbim, dar parcă nu putem renunța la mâncare. Ei bine, avem o veste bună. Vedem împreună care sunt alimentele ce ne scad pofta de mâncare, dar și cele la care ar trebui să renunțăm pentru că ne-o cresc. Nutriționistul Mirela Tache ne lămurește imediat și cum stă treaba cu acea zi în care putem trișa cu ceva dulce dacă suntem la dietă. Doamna doctor, există alimente care să ne taie pofta de mâncare? Pentru că poate mulți dintre noi vrem să slăbim și nu știm ce să mai consumăm ca să ne revenim. Există alimente care induc o senzație de sațietate mai prelungită, da? Cum ar fi fructele, legumele, deci alimentele bogate în fibre, care stăruie mai mult în stomac, deci încetinesc golirea stomacului. De asemenea, supele și ciorbele, da? Care tot așa umplu stomacul și conferă senzație de sațietate. Migdalele. Avocado, care pe lângă fibre are și un conținut crescut de grăsimi, iarăși induce mai repede senzația de sațietate. Ouăle? Ouăle, da. Da, și ouăle sunt alimente consistente și complexe. Da, unul dintre cele mai complexe alimente este ouul. Și când vorbim despre sucuri, de exemplu de fructe sau de legume, acestea ne ajută să nu ne mai fie chiar atât de foame? E de preferat ca fructul să fie consumat ca atare pentru aportul de fibre pe care îl aduc. Și cele de legume? Cele de legume, da. Și dacă tot am vorbit de alimentele care ne taie pofta de mâncare, există și alimente care ne omăresc? Ceva ce mâncăm și ne face să mâncăm în continuu? Da, acele snacks-uri sărate sunt printre cele mai orexigene alimente. Da? Odată că aduc un aport caloric important prin conținutul de grăsimi, da? Nu sunt benefice nici din punct de vedere al conținutului de sare pe care îl au, dar stimulează și pofta de mâncare și chiar dacă iei o cantitate mică, ați văzut, nu ne putem opri. Da? Chiar și batoanele acelea proteice, da? Pot să stimuleze pofta de mâncare. Și când vorbim de proteine, care ar fi totuși mai bune, dacă putem spune așa, cele animale sau cele vegetale? În procesul de slăbire, da, desigur. Organismul are nevoie și de proteine de origine animală și de proteine de origine vegetală. Proteinele animale însă au o valoare nutritivă importantă. Da. E bine să nu le excludem din alimentație, nici în curele de slăbire și nici în alimentația sănătoasă. Așadar, ca să slăbim sănătos, ar trebui să avem o dietă echilibrată, cu de toate. Cu moderație, sigur, cu excluderea sau cu diminuarea cantității de dulciuri, de alimente procesate, de grăsimi animale, dar în rest să fie reprezentate toate principiile nutritive. Și într-o cură de slăbire ne ajută acel cheating day? Putem avea o zi în care să ne facem de cap? Sau se pune tot la loc ce am muncit o săptămână întreagă? Acum depinde cât de frecvent odată pe apelăm săptămână la acest Da. Cred că odată pe săptămână e deja cam mult. Este mult, deci. Da. Într-o dietă. Atunci odată pe lună să ne facem de cap? Să nu fim chiar triști, așa, că da, nu putem să mâncăm și o prăjitură. Depinde și cât durează cura respectivă și cât durează dieta. Dieta implică ceva restrictiv în timp. Da? E bine să ne schimbăm obiceiurile alimentare și să le urmăm pe termen lung, practic tot timpul. Ca să avem rezultate. Ca să avem rezultate. Mulțumim mult pentru informații. Ne revedem și mâine cu alte sfaturi utile.